Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Idealismul, compasiune și bunăvoința sunt principalele tale calități. Înțelegi intuitiv natura umană și, prin urmare, te străduiești să faci lumea mai bună și mai curată, prezentând idei originale menite să realizeze o existență armonioasă. Ești ambițioasă, bine pregătită în afaceri, dotată cu excelente abilități organizaționale și abilități de a face bani. Talentele tale sunt diverse, dar ele se manifestă cel mai clar în putere. Un sentiment al datoriei față de societate merge mână în mână cu dorința de a reuși și, prin urmare, cu punerea în practică a planurilor tale de atingerea obiectivelor personale. Succesul te îndeamnă să continui să ajuți persoanele care se află în situații dificile. Poți fi o persoană foarte ambițioasă care dorește să ajungă la vârf cu orice preț. Trebuie remarcat, totuși, că nu numai că dorești să ocupi o poziție înaltă, ci, de asemenea, să devii cu adevărat cea mai bună dintre toți. Abilitatea ta de a acționa în această direcție an după an și de a-ți dedica toată sau cel puțin cea mai mare parte a energiei tale este destul de remarcabilă. Nu poți subestima voința ta tu ești capabilă să exerciți cea mai mare presiune asupra altora și să-ți subordonezi practic pe oricine. Mai mult decât atât, ai o abilitate remarcabilă de a folosi chiar și cea mai mică oportunitate, astfel încât niciodată, sau cel puțin rar, nu vei rata șansa de a-ți îmbunătăți poziția. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, perseverență, reținere, înțelepciune practică, austeritate, precizie, prudență, realism, planeta ta guvernatoare este Saturn, aceasta predetermină dorința de ordine, planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari, planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru gravitatea ta și lipsa de emoție. Ești o persoană ambițioasă care iubește să lucreze și să viseze la o carieră, să obține o adevărată putere și bogăție. Ești condusă numai de mila și de dorința de a face această viață mai bună, de a ajuta omenirea, de a aduce la viață unele dintre propriile idei de reformă. Ești o persoană responsabilă pentru care datoria nu este un cuvânt gol. Ești talentată și te poți dovedi a fi cel mai bun politician și administrator, ai abilități organizaționale excelente și dorința de a schimba viața altora spre bine. Poți face mult pentru societate. Ești receptivă și întotdeauna gata să vin ajutorul celor care sunt în dificultate. În ciuda tuturor celor spuse mai devreme, uneori faci greșeli serioase, periodic, Trebuie să suferi pierderi sau să înregistrezi șocuri. Din fericire, ai o flexibilitate atât de bine dezvoltată, un sentiment de scop și, de regulă, nu ți este dificil să te recuperezi pentru șocul următor. Este aproape imposibil să fii învinsă sau să fii forțată să te predai. Ai inițiativă personală, chiar foarte personală, responsabilitate personală și libertate personală. Din acest motiv, uneori poți pierde din vedere unele dintre cele mai promițătoare sarcini sau poți subestima pe cei care preferă să lucreze într-o echipă. Poate că ar trebui să înveți să percepi pe alții ca oameni obișnuiți care pot stârni un interes prin caracterul lor, abordarea vieții, talentele și, în final, nu ca un mijloc de a-ți atinge unele dintre scopurile tale înguste. Aceste lucru îți poate da un avantaj în planurile tale pe termen lung, pentru creșterea personală, dezvoltarea și, în ultimă instanță, pentru succesul tău, angajamentul față de astfel de valori, mai puțin dinamice, dar mai umane, cum ar fi bunătatea, înțelegerea și, cel mai important, toleranța. Au o importanță deosebită. Ești atât de serioasă în ceea ce privește lupta și munca, încât rare ori apare dorința de a te pensiona și de a te odihni pe laurii realizărilor tale, ducând o viață măsurată și fericită. Ești literalmente obsedată de munca ta și, prin urmare, este dificil pentru tine să te relaxezi la sfârșitul zilei de lucru. În astfel de cazuri, este foarte important să existe întotdeauna un bun prieten sau membru al familiei, care să te poată ajuta în acest sens. De asemenea, nu subestima valoarea râsului și bunei dispoziții. Poți fi foarte rău cu cei care încearcă să te împiedice în eforturile tale. În astfel de cazuri, ești capabilă să te dovedești de parte de cea mai bună parte a ta. Ca luptătoare prin natura ta, poți folosi toate armele aflate la dispoziția ta pentru a-ți învinge adversarii. În același timp, te poți baza pe același comportamente din partea opoziției pentru a scăpa de povara problemelor care nu sunt ale tale, trebuie să te uiți la lume mai larg, fără a te limita la două alternative, alb sau negru. Conștientizarea faptului că oponenții de astăzi, eventual în viitor, vor deveni asociați și prieteni, pot să extindă în mod semnificativ gama de soluții la problemele tale și, de asemenea, să consolideze în mod semnificativ poziția ta în societate. Nu ești similară cu altele prin următoarele diferențe? Ești o doamnă responsabilă, stabilizatoare, loială. Numai prin forța voinței tale poți avea o puternică influență și poți pune presiune asupra celorlalți. Uneori, poți fi capabilă să subjugi pe oricine. Conservatoare, nu te străduiești să faci schimbări în viață, ești mai interesată de stabilitate. O caracteristică ta este că ești încăpățânată și fermă în convingerile tale, iar creșterea în cariera ta este unul dintre scopurile principale ale vieții. Cum afectează data de 9 ianuarie soarta ta? Te străduiești prin toate mijloacele să devii cea mai bună în toate aspectele vieții. Nu există obstacole care să-ți oprească ambiția. Secretul succesului tău este persistența de invidiat. Motoul tău amintește de înțelepciunea chineză, care spune, pentru a atinge scopul, 100 de ani nu este o limită de timp, ești gata să avansezi ani de zile câte un milimetru fără să renunți și știi că perseverența duce întotdeauna la succes, datorită potențialului tău intern, până la vârsta de 40 de ani poți ocupa deja poziții înalte, nici atunci nu te oprești pentru că nu există perfecțiune atinsă de tine. Uneori faci acțiuni nesăbuite. Acest lucru se întâmplă foarte rar, dar atunci suferi mari pierderi. Datorită stabilității, flexibilității și perseverenței inerente după vreme, te regăsești din nou pe vârful unival. Indiferentă de costul eforturilor, nu te vei lăsa să cazi cu fața în jos în oroi în fața societății. Ai o natură destul de ascuțită cu abilități manipulative. Ești capabilă să subjugi chiar și cei mai zeloși oameni și să-ți impui voința. Nu este ciudat, un astfel de comportament nu respinge oamenii în jur, ci atrage mai degrabă cu mare forță, indiferent de modul în care o persoană apreciază voința liberă, el vrea adesea să cadă în supunerea unei personalități puternice. Cei apropiați de tine se simt ca în spatele unei zide de piatră. Încerci să le oferi beneficii materiale și atenție, pentru că pentru tine recunoașterea celor dragi este foarte importantă. Este posibil ca încă de la o vârstă fragedă să fii încercat să devii mai bună decât oricine altcineva. Ca dușman, a avea această doamnă ca tine, înseamnă să te condamni prematur pentru a fi învins. Tu nu ierți fapte? ai suficiente resurse pentru a-ți freca făpta și în praf. Ești o prietenă foarte grijulie, dar un oponent crud. Lupta este ceea ce te conduce, câteodată se pare că ești un robot cu anumite programe, văd un scop, nu văd niciun obstacol. Poate cu această frază în capul tău, începe fiecare zi care trece. Nu ești niciodată mulțumită de ceea ce ai realizat deja o forță invizibilă te face să te miști mai departe și mai departe. De când te-ai născut ești obișnuită să lucrezi pentru uzură, trebuie doar să fii eliminată din când în când din viața dificilă de zi cu zi. În apropiere ar trebui să fie un prieten apropiat care să te ajute să te relaxezi cu adevărat, uneori chiar forțat, deoarece poți să manifeste rezistență. Uneori, nu este ușor pentru tine să construiești relații cu lumea exterioară și adesea nu înțelegi semnificația neînțelegerii cu societatea. Răspunsul este foarte simplu, deoarece toți judecă pentru ei înșiși, iar tu crezi că toți ceilalți au aceeași dezinteresare și ar trebui să se dedice necondiționată lucrului și, dacă aceste lucruri nu se întâmplă, te poți transforma în tiran. Dragoste și compatibilitate. Relația cu tine este foarte solicitantă, partenerul tău trebuie să fie inteligent și ambițios, dar cel mai dificil test pentru un partener este acela de a te face să râzi cât mai des posibil și să dedice mai multă timp familiei decât să muncești. Vei găsi puncte de contact și interese comune cu scorpionul, pești și fecioara. Cu acești oameni, familia va sta la baza bunăstării tale și va fi susținută de interese comune. Unirea în căsătorie în combinație cu vărsător, taur și capricorn este posibilă, dar în anumite condiții, cheia fiind concesiile comune. Nu avem mari așteptări de la vărsător, îl interesez cât timp îl sponsorizezi, tu ești coerentă, nu-ți place să schimbi stilul de viață, preferând stabilitatea, motiv pentru care nu ar trebui să cauți destin comun cu leul, berbecul, săgetătorul balanța și racul. Cu aceștia va fi dificil să trăiești în pace, locuri de muncă și carieră. Ai un dar dezvoltat al sugestiei și voinței. Prin urmare, folosește aceste abilități pentru a-ți face o carieră și a aduce planurile tale ambițioase la viață. Ești pragmatică, în ciuda idealismului tău, vicleană în felul tău și nu vei pierde niciodată ocazia de a te apropia de obiectivul tău cu un milimetru. Orice șansă o vei folosi în cel mai bun mod posibil, sunt sigură de asta. Da, ești și om, nu zeitate, iar omul face adesea greșeli, dar aceste lucruri nu te face să renunți, ești capabilă să te recuperezi destul de ușor după experiențele, eșecurile și necazurile care i-ar face pe alții să se înspăimânte, nu renunți niciodată, căzând, te ridici și te duci din nou la atac. Individualismul și singurătatea pot fi pronunțate. Prefer să lucrezi singură decât într-o echipă. O greșeală care te poate prinde pe această cale, îi subestimez pe cei care preferă munca în echipă, dar în zadar. Este, de asemenea probabil, ca pe alții să-i trateze doar ca instrumente pentru atingerea scopului tău. Este necesar să înveți să vezi mai întâi oameni, nu doar oportunitățile și șansele. Nu uita de toleranță, suntem cu toate diferite, modurile de lucru și de rezolvarea problemelor pentru oameni sunt, de asemenea, diferite, dar este imposibil să nu recunosc fără discriminare, metoda ta poate fi uneori cea mai bună, sănătate și boli. În ceea ce privește sănătatea, bolile sunt cele urmărite de Capricorn. Incapacitatea de a te relaxa și de a te odihni cauzează o tensiune musculară neremovabilă, iritații nervoase, crampe, dureri de cap, anxietate, scăderea imunității și, ca urmare, răceli frecvente. Rezistența la efort scăzută deschide poarta spre infecții. Numai odihna și relaxarea obișnuită pot salva ziua. Nu refuza să te întâlnești cu prieteni? la o distracție la sfârșit de săptămână, cere ajutor de la prieteni și rude, dacă simți că nu poți face față stresului de una singură. Asigură-ți periodic o vacanță, chiar și de la locul de muncă preferat ai nevoie de odihnă. Poți dezvolta întreaga gamă de afecțiuni legate de stres, dureri de cap, anxietate, tensiune musculară, rezistență scăzută la infecții, insomnie. Pentru a menține sănătatea, trebuie să înveți să nu ți refuzi plăcerile. Un rol important îl joacă relațiile de familie și sociale, sărbătorile regulate. O dietă variată, cu includerea unor feluri de mâncare exotice, va contribui la plinătatea senzațiilor. Ți se recomandă doar exerciții ușoare, intercalate cu odihnă, inclusiv un somn de după amiază trebuie să acorzi o atenție deosebită condiției oaselor și dinților tăi, nu trebuie să neglijezi vitaminele și în special calciul, diversifică, după cum poți, mâncarea, fără a neglija din când în când preparate tradiționale bazate pe legume. Vizitează în mod regulat medicul dentist, dinții îți pot provoca multe probleme. Destinul și norocul, de la naștere, ursitoarele te-au cu energie voință puternică, hotărâre, natură neliniștită. Acționând cu presiunea ta caracteristică, îți atingi rapid obiectivele. Viața ta va fi umplută cu tot felul de evenimente, ești înzestrată de la naștere cu calități de conducere, abilități organizatorice. Pregătești cu atenție toate lucrurile, analizând cele mai mici detalii, te protejezi de multe greșeli, ceea ce contribuie la creșterea rapidă a bunăstării. Prima jumătate a vieții tale poate că nu va fi foarte reușită, dar în anii tăi de maturitate, după ce vei fi dobândit înțelepciune, cunoștințe, vei putea să obții o poziție înaltă în societate. Poate că prima căsătorie va eșua, creând o familie a doua oară, când vei fi fericită și iubită. Sfaturi pentru tine un prieten apropiat sau partener este foarte necesar, el te va ajuta să te relaxezi, să scadă stresul în seara zilei de lucru. Relaxarea ta independentă ca angajat obsedată de muncă nu poate fi în întotdeauna realizată, ceea ce poate provoca probleme cu sănătatea și psihicul. Dacă este cazul, te vei pensiona voluntar foarte greu. Ești înliniștită și incapabilă să te bucuri de ceea ce ai atins, te grăbești mereu. Un alt pericol care te așteaptă este maximalismul și împărțirea tuturor celor din jurul tău în doi poli, bine și rău. Dacă ți se pare că cineva dorește să te împiedice să ți duci inițiativa la capăt, atunci un luptător se va trezi, un războinic care folosește toate mijloacele, adesea chiar destul de învârșunat pentru a lupta împotriva dușmanului. O viziune mai largă a lumii îți va permite să te încarci cu mai puține probleme. În plus, adversarii ideologici de astăzi, după un timp, pot deveni colegi sau chiar prieteni, iar metodele de luptă dăunătoare pot arde toate punțile cu ei și pot lăsa impresia greșită că ești cum se spune, dusă. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele în ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.